au refugiat din Cupca, nu tare mulți. De ce? Că armata sovietică, aici a doua ori, prima dată s-au refugiat numai intelectuali, în 40, când au trecut. La 28 iunie, da, da. Așa. Din școli, din primarii, care erau oameni mai intelectuali. Deci administrația și intelectuali. De ce? Însă tineretul românilor mobilizat în armată și i-au luat încolo. Tineret, care au dovedit că atunci a fost ultimatum ca în România să, în câteva zile și iasă de aici. Aleu, Gheașă, Nicolae, în 44, când a intrat a doua oară să vezi și cu frontul aici, când acum mergea spre apus, bătea pe germani. Asta a fost la 29 martie, a ajuns frontul aici, la Cernăuț. Atunci s-a început evacuarea și la 29 martie până la 3 aprilie au fost strașnic mari ninsori și omete, zăpadă. În Cupca a intrat un tank sovietic pe calea ferată. Cel l-am văzut eu cu ochii de acolo, de acasă, când ședeam. L-am văzut cu ochii și aici, pe calea ferată, era podișorul ăsta, cum spuneam noi, Nastia, la Jugleu, știi? Aici, podișorul ăsta. Ei acolo nu au putut trece cu tankul, nu-i mare, așa de vreo 2 metri, poate, la țâmea lui, numai un podișor și cam slabuț, el era acolo, pe niște șpale de stejar, făcut. Și tankul acolo nu a putut trece și au găsit niște șpale, nu știu ce, și că au pus așa și au trecut și au dus mai departe. Nu, dar cum au trecut la podul și la Zaharie, nu? Și de ce el a venit pe calea ferată? Că drumurile erau strașnic înzăpezite, dar calea ferată era apărată de niște plase, așa de... ca plase de gard, cum ar fi este, dar fiecare leaț mai las, așa, din scândurile, așa, în timpul României, faceau, apărau. Nu era posat ca asta, cum îi spunem noi, așa a fost după aceea 57 sădite. Și acelea se puneau așa iată, unul așa și unul așa, și aici așa și aici așa și așa. Ca niște garduri așa. Unde terenul cării ferate era mai jos decât restul teritoriului, acolo puneau aiese ca să nu zapada să oprească între aiese, să nu mai pe calea ferată. Dar drumul era un zăpezite, așa cu o mătă. Atunci tankul a venit pe aici, după aceea am găsit în cartea asta nu țin minte, am scris acolo. S-a făcut o carte așa specială despre asta, cum s-au fost intrat eliberatorii și eliberează pe eliberați. E scris că tankul acela în Cupca a intrat pe Ion, așa nu știam, dar l-am găsit în carte și scris care unitate militară sovietică a trecut și că tankul a trecut din Caraciu, Cupca, la Corcești. Cum la Corcești? A scris acolo. Până la Corcești. După el, pe unde o mers la Corcești? Nu, mă sunt pe alții, cum am găsit pe unde o mers. Poate până la Pătrăuț, acolo pe care a dat. E așa e scris acolo, acolo nu-i scrie. Păi și trebuie și mă scrie. Acolo tot e scris, că zapază mare. Mă scrie pe dealul Crușo, mă spun la Patrău sau pe dealul Crușo. Păi nu m-a interesat, dar știi așa cum mă mărs. Așa e scris în carte ce e. Și principalul că eu am văzut asta atât atunci. Și asta a fost cu intrarea sovieticilor a doua oară, dar oamenii de ce nu s-au evacuat, că mulți s-au plecat de aici din Cupca, s-au încărcat în caruți, au luat hrană pentru cai, pe fână, încă am văzut aici și Dodoc era ăsta, de Alguș Petre, îi zicea lui. A pus familia, doi băieți, și el cu soție și cu doi cai, s-au pornit la drum. Și s-au dus. Însă alții s-au întors înapoi. Au ajuns până la Corcești, până la unii frontiera. De frontieră nu era atunci, am războiul format tot. Dar au ajuns până acolo și s-au zăpezit tot aia asta. Transportul este și s-a întors înapoi, care cum a putut acasă. Cupca era mai mult un sat țărănesc și fiecare trăia din... avea locuința lui, casa lui, lăsase de la moș strămoș, pământul lui, cu asta trăia și nu știa
ce l-așteaptă, unii l-așteaptă și unii s-au oprit războiul ăsta. Sunt toți mulți, din pricina înzăpezirii, știe. Și organele sovietice au promis un vagon să vii la Cupca, la calea ferată era ca aici la gara din Cupca, era linia moarte, să spunea. Să pui un vagon pe linia moarte, lumea s-a încașe, vine locomotiva și iasă, nu mai vine vagonul acela, că nu a fost când. Așa că lumea puțin s-a evacuat încolo. E în cartea asta care am proiectat-o eu și am dat-o la redactare, e, acolo este scris cam cât populație din Cupca, nu tare mult, un 20-25 de oameni, așa mai mult. Dar alții au fugit, cum este, am spus, Alerguș Petru, de ce? Că aici în Cupca a fost prima dată când s-a retras sovietici și asupra Cupcii au dat peste o săptămână, două, de acum când a înaintat armata română și germană, au dat șpioni sovietici cu parașuta, trei parașutiști, căzut în pădurea asta din Arjaus. Și oamenii bătrâni, spun eu, eram mic atunci, dar am văzut eu chestia aceea când au trecut cu rază, că era militari români, erau în Cupca, era un post de militar, că frontul mă s-a trecut încolo, l-a lăsat în spatele frontului posturi pe fiecare sat. Și militarii și ei se chema șef de post, era și câțiva militari cu arme, au organizat lumea din sat, când au aflat că aici s-a aruncat în pădure parașutiști și cum s-a aflat? Că un om întâmplător, a doua zi, atunci când a fost noaptea, i-a aruncat pe jos. Am mers în pădure și au văzut o parașută aninată de copaci, de brezi acolo. Și au venit, au spus la postul știe ce, au căltat, au găsit că asta e parașută, înseamnă cineva aia. Și au organizat aia asta, haițuiala asta, sau oblavă, cum spune rusește. Așa haițuiala am văzut și eu când a trecut lumea, așa cumva la 20, 30, 50 de metri unul de altul, în linii și umblau pe o goară și strigau, ha-ha, cu bote, cu ceva, și la 10-15 oameni, un soldat cu armă și tot așa. Și dincolo de apă, acolo, dintr-o capiță, unul a tras foc. Când a văzut că se apropiește, dar ei se apropia și capițele le era sunat. Și l-a văzut din capiță un parașutist. A tras foc și a primit foc invers și pe dânsul l-a omorât, l-a împușcat. Dar unul povestesc cu oamenii bătrâni că un parașutist a ieșit pe drum singur, el singur și vorbea românește. Și-a întrebat pe omul ăsta, Timiș, acela care... Vasile, care 13 ani a stat închis singur. Singur a stat... Singur s-a pedepsit, aștepta să vie alte timpuri. Și celălalt l-a văzut, a văzut pe celălalt, acela omul îi spunea că zice unde e și este postul de jandarmi. Și el întreabă ce și cum, zice, eu am căzut cu parașuta, eu vreau să mă predau binevol. Și noi au spus unii și l-au venit și l-au predat binevolul. Și el a luat amuncii cu dânsul și a întâmplat, nu s-a știe nimic. Dar pe cel la unul și pe altul, nu știu unde l-au prins, doi, i-au luat pe cel la unul viu, pe cel la l-au omorât. Mi se pare că și pe cel la l-au împușcat și în bodnării aici, în Cupca, într-un loc, i-au mormântat pe deși. Pe ceea. Și cu asta s-au gătit. Timiș acela Vasile, în timpul său, el a fost și el cu aieștia, în haituiala asta, știți, a fost încadrat cu mulți oameni și el tot. Și el, de el, nu știu cum atunci, nu știu cum s-a întâmplat atunci, de unde a venit el și pe secret el s-a ascuns, dar soția lui a spus că eu nu vreau să rămân fără tine neascunsă, că deci pe mine atunci mă arestează și mă întreabă unde ești. Și așa ar să mă iei pe mine și lua la Donbas. Fiate tinerii
nevesti tineri, bărbați, la Donbass, la șahte acolo. Și ei hotărât să ascunde. S-au ascuns în podul gratului, au făcut o ladă, cum acolo, este scris, așa a fost publicat în gazetă, una din Cuc au publicat asta, tot în gazetă, l-a întrebat pe soția lui Timiș, pe Timiș l-a întrebat, tot, le-a spus în poveste. S-au ascuns, s-au stat 13 ani ascuns. În temnițarii, așa titlul era, în temnițarii binevolă pe 13 ani. 15 ani asta a fost în... Ei se scobăreau numai în graș. În 44, noaptea se scobăreau în graș, căuta de vite. Mama s-a de aduce în lui, da, mama lor, adică soacra unia sau soacra... Mama lui, el va simt. Mama lui, da. Dar ce riscau el? Ce risca el dacă ieșea așa? De ce trebuia să se ascundă? Că... De ce trebuia să ascunde? Că pe, din cum că o arestat pe, să fie doi țin minte, ăsta Petrea Rașeli și cu Bicer, acela cum îi spuneam noi, Țarcă, Bicer Gheorghe, așa, socru. Deci riscau să-i trimită încolo, în Rusia. Și ei, și acei ce au participat, cum au găsit ei, că patru sau câți au fost, din populația satului aveau arme și ei în mână. Și pe ăștia eu presupus că cineva au informat, că erau de ăștia informatori, secreți. Eu, dar arme și poate ei împușcat între. Și că, nu că ei au împușcat ori nu împușcat, dar eu cu arme am mers aici. Ori le-a dat atunci de la șeful de post arme, ori le avea ei, oricum așa. Și pe ăștia eu arestat, unul acolo în Hriboca, oamenii vorbesc că el s-a spânzurat așa, acolo că lichinurile și alea și era. Al doilea Petre Rașeli l-a luat și l-a judecat pe 10 ani și a fost în închisoare și a venit acasă, dar cum a venit acasă? A venit datorită unui medic român, din medic militar, din armata română, a căzut în prizonier. Și au căzut în același lagăr, unde era și cupceanul ăsta, Ungurean Petrea. Și ăsta a slăbit, pe dâns i-a dus acolo în lagărul ăsta pentru să muncească. Și că era mai vonic dacă se îmbolnăvea, pe dânsul încă îl trimitea în spitalul lagărului să-l vindece, să-l pui înapoi la lucru. Ducea în lagări, acolo erau lagări ca și lagările morță. Numai că dacă era mai voinic, îl ținea acolo până îl stăcea cu tătă, nu lăsa să moară, ca să poată lucra. Și medicul acela a observat ceva, că este, nu vorbește cu accent rusesc bine, Petre este și nu știa, rămâncă cuvinte românești, și au făcut legătură așa, în taină, să nu știe nimeni. Eu s-a obținut, zice, de unde ești, pentru ce, și asta i-a spus, când îl vindica acolo. Și acela medicul, acela, i-a dat istoria om ungurean, i-a dat adresa de unde el e, român acela, militar. El era din orașul București și a zis că dacă, eu zice, nu scăp de aici niciodată, că eu am fost militar, și ei mă folosesc pe mine atâta cât trebuie să vindic pe cineva. Și ăsta zice, eu devin împușcat. Și zice, dacă scăp de aici viu, atunci să mergi, te rog, avea ocazie la București, pe adresa cutare, acolo sunt rudele mele și spui să nu mă aștepte, că eu, uite, unii m-ai văzut și eu nu am să fiu mai mult. Și el nu mai văzut, că aici era graniță, după ce s-a întors de la închisoare, după 10 ani. Așa l-a scăpat acela, l-a vindicat. Dar pe ficiorul lui, l-a trimis mă, când era voie să treci granița cu document, să treci în România, să vizite, să vii acolo. Și-a mers pe adresa ce, și acolo au găsit oameni care nu știau nimic despre aceea ce era. Ori au plecat, ori au murit de acum, că erau bătrâni, poate și eu nu au găsit pe nimeni.